găsit, doamnelor și domnilor, și bine ați venit la o nouă emisiune, Orașul meu. Sunt Elena Parapiuriar, în această seară invitatul nostru este domnul Nicolae Dobrovici Bacalvașa. Bine ați venit alături de noi. Salut, mâna! Fost președinte al Consiliului Județean Galați, actual consilier județean și președinte al Comisiei de Învățământ, Sănătate, Social și Cultură. Domnule Bacalvașa, haideți să discutăm momentul actual din politica românească. Cum arată lucrurile? La ora actuală, în politica românească, din punct de vedere românesc, lucrurile arată foarte prost. Politic. Economic, se spune că suntem o țară care are cea mai mare rată de dezvoltare din Uniunea Europeană, lucru care nu se vede în buzunarele noastre, și unde există o sărăcie endemică, aproape un sfert din populație trăiește sub limita de sărăcie, unde fiecare al optulea copil de la țară se culcă flămând, unde, de fapt, programul Laptele și Cornul a fost o încercare disperată și, după părerea mea, absolut necesară de a încerca să tempereze într-un fel foamea copiilor, în special de la țară. Există însă foarte mari probleme la oraș, unde aproape 4 milioane de români s-au bejenit în străinătate de foame pentru a-și hrăni familiile, ceea ce este cea mai mare migrație postbelică din Europa, unde învățământul s-a prăbușit, calitatea absolvenților de liceu la examenul de bacalaureat este o problemă și unde viitorul este extrem de neclar. Tinerii nu au loc de muncă, pensionarii au pensii foarte mici, care de altfel nici nu respectă criteriile legale, și vorbesc de punctul de pensie, care la ora actuală nu este în conformitate cu prevederile legilor în această țară. Și unde există în momentul de față, ca în condiții de război sau de catastrofă, un guvern nu politic, ci un guvern de tehnocrați. Acest guvern de tehnocrați, venit, din punctul meu de vedere, după o lovitură de stat, cu utilizarea de violență de stradă, care au fost anticipate și ca a căror apariție a fost vizibilă pentru un ochi de cunoscător, încă din momentul alegerilor prezidențiale, că de aceea s-a grăbit Ponta să anunțe victoria lui Iohannis. Deci vorbesc de elemente care sunt la dispoziția cunoscătorilor, nu la nivel înalt, cunoscătorilor la nivel mediu sau chiar scăzut. E, și unde acest guvern impus în condiții excepționale pentru o perioadă scurtă a fost, de fapt, o schimbare prin forță a unui guvern politic venit ca guvernul meu, deci ca un guvern al liberalilor, asumat de către liberali la sfârșitul unei perioade determinate de guvernare temporară, așa zis tehnocrată, pentru pregătirea alegerilor. Și azi vedem portretul domnului Cioloș pe toate străzile, nu știu cu ce bani, nu știu în ce calitate, și să nu uităm că totuși acest prim-ministru propus de către liberali și de către o formațiune fantomă a unui magnat multimiliardar american cu interese economice în România, este vorba despre Nicușor nu știu cum și Crocotilda agenta, propun același prim-ministru venit temporar ca tehnician, tehnician în ce, tehnician în cum, în această țară. Deci, din punctul meu de vedere,
viitorul economic, social, chiar și politica acestei țări, se află în mare pericol. Și se află în mare pericol din punct de vedere a intereselor românești. Ați descris un adevărat colaps, dacă stăm să ne gândim. Care este soluția pentru a ieși din actuala situație, domnule Bacalbașa? Eu sunt doctor și primul lucru într-un act medical este diagnosticul. Ce am încercat să redau aici, sigur, extrem de sumar, extrem de succint, au fost elemente ale acestui diagnostic care, dacă ar fi expus la un mod sistematic, ar fi mult mai dur, mult mai nemilos și ne-ar speria mult mai tare. Practic, în România, capitalul autohton reprezintă numai 8%. Practic, aflăm, suntem în plin scandal al asigurărilor în transportul auto, unde există un individ impus de niște forțe incontrolabile, care nu poate fi dat jos, și unde această piață a asigurărilor este controlată tot 90% de capital străin. Iar marele asigurator excroc, Adamescu, este într-un hotel de lux numit spital. Noi nu ne-am permis un Brexit, așa cum s-a gândit la un moment dat. Deci nu se pune problema de Brexit, pentru că Brexitul a fost realizat de către o țară care era o țară independentă, intrată în relații contractuale în cadrul Uniunii Europene. Noi, din punctul meu de vedere, la datele pe care le-am dat, neavând la ora actuală pământ pe care l-am cedat, bănci pe care le-am cedat, bogății ale solului pe care le-am cedat, nu mai suntem o țară, suntem o colonie. Deci noi putem face exit numai în sens medical. Exit este a da ortu popii în limbaj medical. Deci noi putem numai să crăpăm. De ieșit nu putem ieși nicăieri, că suntem țintuiți, bătuți în cuie economice cu ciocanul altuia. Haideți să ieșim puțin din peisajul apocaliptic. Nu e apocaliptic. Nu că n-ar fi realist. Să ne îndreptăm spre... Sunt date publice. Este, da, un lucru într-adevăr verificabil. Mă doare sufletul, dar datele sunt publice. Să ne îndreptăm atenția către activitatea oamenilor care au reprezentat Galațiul la nivel național și să vedem ce au făcut parlamentarii gălățeni din cadrul Partidului Social Democrat pentru Galați. Deci, Parlamentul este, de fapt, reprezentantul poporului care are un rol decisiv în mecanismul de putere a unei țări. Parlamentul este cel care dă legile, care controlează serviciile secrete, care indirect, prin dreptul de veto și de control asupra guvernului, poate controla justiția. Pentru că ce înseamnă o justiție criminală vedem în Basarabia, numită azi Republica Moldova, unde în Basarabia justiția a girat furtul a 1 miliard de euro din două bănci tocmai privatizate, care reprezentau 13% din PIB. Și mă doare sufletul să o spun, că în condițiile unui guvern care reprezenta așa zisa orientare pro-europeană, dar care era pus pe hoție, ca atare, Parlamentul este o structură esențială a cărui alegere reprezintă un moment important în viața unui popor și fiecare care depune un vot trebuie să fie conștient. Parlamentul însă trebuie să fie făcut din oameni curați, neșantajabili, pentru că altfel și
oameni care, chiar dacă n-au făcut nimic, trebuie să fie apți să înfrunte pericole legate de o eventuală încarcerare, de exemplu. Pentru că la ora actuală pușcăria, tată, e o glumă. Pușcăria politică, că vorbim de pușcărie politică și în vremea noastră. Pușcăria politică în vremea părinților mei, că eu sunt mai bătrân așa, însemna că îți scotea toți dinții din gură. Eu știu, am avut internat pe părintele Popa, tatăl doctorului Popa, fostul șef de la obstetrică din colegiile din Galați. Am avut pacient. Nu mai avea părintele, profesorul Popa, nici fese, nici el bătuseră. Erau niște găvane în, pe lângă oase. Nu mai avea nici organ genital, că era o problemă să-i pui sondă urinară. Și era și cu o tuberculoză miliară din care a murit, pe care o făcuse în pușcărie. Ori asemenea formei de represiune nu există. Deci sunt forme de represiune absolut decente. Degeaba se plângea Madame Udrea de celula de la... N-avea coafor. Dom'le, cum să spun? De la bun început, când vrei să reprezinți națiunea în Parlament, îți asumi toate riscurile. Eu când m-am dus să fac reanimare, mi-am asumat să fac hepatită, ceea ce am și făcut, din sângele, să fac SIDA, să iau o gripă într-o formă letală și așa mai departe. De la fiecare meserie. Acum, ce trebuie să facă un parlamentar? Un parlamentar trebuie să elaboreze legile și să aibă forța ca în elaborarea acelor legi să nu fie numai o sculă de ridicat mâna la ce îți spune șeful de partid, ci pentru sănătatea acelui partid să existe un feedback permanent și să fie un om care să aibă păreri, pe care să aibă curajul să le susțină și să nu fie numai bine cu șeful. Important în orice partid, inclusiv în partidul meu, eu sunt PSD-ist. Al doilea lucru, extrem de important, este faptul că dacă un parlamentar elaborează legi ce funcționează pe teritoriul întregii țări, el reprezintă un anume teritoriu de pe care este ales, care teritoriu are specificul lui, interesele sale specifice, reprezintă o masă de alegători care au probleme concrete, care uneori nu pot fi rezolvate decât prin dreptul parlamentarului de a interoga ministerele în condițiile unor întrebări publice în cadrul Parlamentului. Deci un parlamentar are extrem de multe pârghii de a acționa asupra realității din țară, nu numai din și zona din care provine, asupra zonei din care provine. Marele pericol este ca parlamentarul să aibă impresia că a ajuns precum îngerii, care, după cum bine știi, nu aveau sex. Parlamentarul trebuie să aibă sex și sexul lui trebuie să fie a zonei geografice din care provine, a cărei realități trebuie să le cunoască foarte bine. Deci să nu se rupă 4 ani de ce se întâmplă din zona a cărei oameni l-au ales, să intervină concret, să fie un om conștient de faptul că el este numai un mesager și un reprezentant, să nu se considere un fel de valoare absolută, un academician în turnul de fildeș al legilor abstracte a unei țări concrete. Și vine scepticul de la piață și vă întreabă, bine, cunoașteți parlamentarul ăsta? Doi parlamentari. Mie, de exemplu, mi-a plăcut extraordinar Viorel Ștefan, care a fost șeful Comisiei de Buget Finanțe.
și care se pare că și acum e pe listă, și care a fost un economist care a fost extrem de activ și extrem de concret. Numai că ăsta, băiat de preot din Botoșani, era un tip de ăsta rușinos, care nu a avut darul expunerii, darul autoafirmării. Poate că este un defect, poate că este o calitate a unui om de bun simț, pe care eu, de exemplu, nu o am. Eu sunt un tip care spun lucrurile dur și cu claritate și public. Dar Viorel Ștefan a fost un om care a făcut foarte mult, inclusiv a făcut și pentru Galați, ca președinte a Consiliului Județean. Am beneficiat de ajutorul lui. Deci s-a văzut acolo activitatea. Da. Și de ajutorul unui om pe care mulți îl înjură, pe domnul Păslaru. Care domnul Păslaru, domne, neobosit, cu o energie extraordinară și care ne-a deschis nouă, celor de la Consiliul Județean, porțile la toate ministerele, că am avut probleme extraordinare cu împăduririle, cu Ministerul Mediului, cu tot felul de alte ministere, pentru că birocrația în această țară este extrem, extrem de dură. Nu cunosc activitatea Senatului, totuși cei doi senatori gălățeni, cel de la Tecuci și cel care reprezintă zona Pechea, mi s-au părut oameni cu o capacitate de a înțelege lucruri concrete și de a accelera procesul de legiferare, care încă o dată se lovește de o birocrație îngrozitoare. Deci poate că ne luptăm cu hoția în această țară, dar cel mai rău ne luptăm cu birocrația, incompetența, iar la ora actuală și cu frica unora, care cred că mecanismele de reprimare sunt oarbe și nediscriminative. Eu, de exemplu, am avut probleme cu Camera de Conturi, pe care am considerat-o inițial un aliat prețios, pentru că în obligațiile Camerei de Conturi erau verificarea, ceea ce e foarte important, și sfătuirea. Deci, trebuia să-ți dea și indicații. E, poate că speranțele mele în a primi niște sfaturi, niște indicații, mai ales că nu eram un om de specialitate, condusesem un spital foarte mare, fusesem timp de 8 ani pe vremea aia consilier județean, aveam niște date, dar sigur că erau lucruri specializate, de amănunt, de finețe, în care un sfat binevenit și de bună credință mi-ar fi fost de mare ajutor. Cum în viață m-am izbit, că eram reanimator, de boli grave, am considerat și aceasta ca o boală a unui sistem social și am luat-o ca atare. Dar tare mi-aș fi dorit ca să am un sprijin din acest punct de vedere. Mai avem doar 2 minute la dispoziție, dar nu vreau să le ratez, pentru că am o întrebare importantă. Boală cronică a devenit și faptul că nu știm să mai uzăm de dreptul la vot. De faptul că nu înțelegem în niciun fel responsabilitatea de a putea merge la vot, să ne exprimăm opinia, de a alege într-un fel sau în orice fel dorim. Există o formație de hip-hop care a lansat, nu-i melodie, piesa Țara te vrea prost. Mulți ar vrea ca românul să fie prost sau prostit. Rolul meu ca român și ca cetățean este ca, din punctul meu de vedere, poate greșit, dar așa văd eu lucrurile, e să-i deschid ochii. Sper să nu plătesc foarte scump acest sport sau acest viciu. Cine are urechi de auzit să audă, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, domnule Bacalbașa, vă mai așteptăm alături de noi. Iar nouă ne rămâne să reflectăm. Avem încă timp. Vizionare plăcută în continuare, doamnelor și domnilor. La revedere!